transcendența e prezentă în trei domenii. În religie, în filozofie și în matematică. Deci, tradiția este ca transcendența să trimită la Dumnezeu, să trimită la distinția pe care Kant o face între transcendent și transcendental, să trimită la numerele transcendente din matematică. Dar discuția se opre aici. Eu mi-am permis să lansez un slogan, cel al paradigmei al transcendenței ca paradigmă universală. Deci transcendența este azi un concept care traversează întreaga cunoaștere, întreaga creație umană. Și de altfel, pentru diverse domenii, pentru muzică în mod special, a spus-o foarte clar Sergiu Celibidache. Îmi permit, pentru că eu am consacrat-o în cartea mea, acum a apărut pe Nevoia de Oameni, am o secțiune consacrată pianistei Elizabeth Lombard și nu o să pot spune lucrurile mai bine decât le-am spus în carte, că o să-mi permit să citesc de aici. Elizabeth Lombard, care ne-a sedus în întâlniri succesive cu arta sa de pianistă, cu arta sa de scriitoare, am în vedere cartea La Musique au cœur de la Nelemer de Imon, Muzica în inima dinurării, și cu arta discursului oral, ne propune acum o nouă carte cu Pleson de Vienne Musique, în care operatorul trans este un personaj central. Este vorba de așa numită pedagogie de la rezonanță, privind fenomenologia sunetului al lui Sergiu Celibidache și fenomenologia gestului al lui Hilde Langer-Ruhl. Scopul lui Celibidache este, îl reproduc pe el, de a reduce la unitate, multiplicitatea parametrilor care compun o operă muzicală. Am închis și pe la pagina 5, ediția franceză, citim, spunând despre adevărul muzical, că el se situează dincolo de emoție, recunoaștem că esența muzicii transcende subiectivitatea ei. Dar comunicându-se această obiectivitate a adevărului transcendental al muzicii, produce în suflet o emoție muzicală. Am închis citatul, recunoaștem aici relația cu transcendența în viziunea lui Husserl. Vedeți, limba română prezintă o anumită dificultate pentru că atunci când vrei să te referi la adjective, nu mai ai cum să faci diferența dintre transcendent și transcendental. E o nuanță care scapă aici. Și nu e clar când în muzică e vorba de transcendent, când e vorba de transcendental. Trebuie observat că dacă Elizabeth Lombard are ca obiect transcendența realizată prin muzică, discursul ei, în ciuda inevitabilei tehnicități muzicale, se transformă într-un poem la care Eric de Rus, prezent aici, la un curs să-l revăd, a adăugat cu farmecul său și arta poetică în conjuncție cu arta muzicală. Se transformă într-un poem care dă seama de o experiență umană capabilă să dea un sens vieții. Esențial acesta. O experiență care ne transportă dincolo de cotidian și ne pregătește conștiința pentru întâlnirea cu transcendență. Simțim la Elizabeth Lombard că limbajul uman se află uneori la cotarele competenței sale, la cotarele spuneri și înțelege dificultatea de a traduce